Din nou în direct, meci mare pe Arena Națională în această seară, în așteptarea deciziei de la UEFA cu privire la meciul disputat între România și Kosovo. Naționala joacă în scurt timp împotriva Ciprului. Meciul are o importanță deosebită, mai ales în contextul în care vrea să câștige grupa cu cel mai mare punctaj dintre celelalte învingătoare din Liga Națiunilor. Jurnalistul B1 TV, Silviu Jugaru, se află și el la meci și ne spune care este atmosfera în acest moment pe stadion. Silviu, bună seara, te vedem. Așadar, din moment în moment urmează să se facă intrarea, nu, pe stadionul Arena Națională a suporterilor. Te ascultăm. Alex, bună seara, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Suporterii deja încep să vină în număr cât mai mare. Știm că autoritățile au permis accesul în stadion încă de la orele 18. Ba mai mult decât atât, oficialii FRF anunță că ne putem aștepta chiar la 40.000 de suporteri care să vină aici pe Arena Națională la acest meci cu o importanță deosebită pentru țara noastră, întrucât știm că România se află pe primul loc în grupa din care face parte. Însă, până la fluierul de start, doamnelor și domnilor, este important să ne uităm și la decizia pe care o așteaptă selecționata României în această seară, întrucât decizia UEFA privind finalul, practic, cu meciul Kosovo, dacă România va câștiga sau nu la masa verde, ar trebui să vină chiar în seara asta, chiar la fluierul de start al partidei, care este programată la orele 21:45. Însă, domnilor și domnilor, fiind o decizie de mare importanță și pentru că sunt mai multe probe care trebuie analizate, surse apropiate știrilor B1 spun că am putea să ne așteptăm ca decizia să vină inclusiv în zilele următoare, așadar UEFA încă nu a venit cu un verdict, practic, când vine vorba de câștig țării noastre împotriva selecționatei Kosovo la masa verde, scor 3-0 în acest caz, pentru că ne aducem aminte că vineri seară selecționata Kosovo a părăsit terenul în minutul 92 al prelungirilor, mai era un minut până la final, era ultima fază când România ataca la poarta selecționatei Kosovo, atunci capitanul adversarilor a decis să scoată echipa din teren și mai apoi, la aproape o oră de când aceștia au părăsit terenul, nu s-au mai întors. Silviu, îți mulțumesc pentru informații.